Ediția din acest an a zilelor orașului Satu Mare a fost cea mai reușită din ultimii ani, atât din punct de vedere artistic, cât și a încasărilor. Cu toate că suprafața pentru comercianți a fost mai mică decât anul trecut, au fost prezenți 100 de comercianți de alimente și peste 60 care au comercializat obiecte tradiționale sau pentru uz zilnic. Am avut aproximativ 100 de comercianți de alimentație publică și aproximativ 60 de comercianți de produse industriale. Am încasat peste 53.000 de lei din taxele de participare și ca și feedback de la cei care au participat, vă pot spune că spune lumea că în ultimii 10 ani în România nu a existat așa un festival. Nu a avut așa vânzări. Așa vânzări, nu în Satu Mare, în România. La finalul conferinței de presă, edilul a mulțumit sponsorilor, asociațiilor non-guvernamentale și instituțiilor care au asigurat buna desfășurare a evenimentului.